Redescoperim împreună tradițiile și farmecul culturii populare, aici la Radio Iași. Stimați prieteni, bine v-am regăsit! La microfon, Dumitru Șerban. Vă invităm până la ora 21 să ne fiți alături. Frecvențele noastre sunt AM 1053 kHz și FM 90,8 și 96,3 MHz. Astăzi, în emisiunea Tradiții, vorbim despre două meșteșuguri ale neamului românesc, cioplitul în lemn și făcutul măștilor. Invitați meșterul cioplitor în lemn Ștefan Ciucat din Huși Vaslui și meșterul popular Vasile Ciocârlan din localitatea Ștefan cel Mare, județul Neamț. Vom difuza muzică specifică fiecărei zone, o muzică tradițională, aparte, plăcută sufletului neamului nostru. Și fiindcă primul interlocutor locuiește în Huși Vaslui, să audiem pentru început fanfara de la Valea Mare cu Hora de la Valea Mare. Ștefan Ciucat, istoric al familiei domniei sale, cioplește lemnul. Este un om ambițios și respectă tradițiile neamului.
Să-l ascultăm cu mare atenție. Am ajuns în târgul Hușilor, Vaslui. Am intrat în gospodăria creatorului popular, artistului Ștefan Ciucat. În primul rând, să ne aduceți dumneavoastră câteva argumente despre numele dumneavoastră, familia dumneavoastră, Ciucat. Da, jumătate sunt maghiar și jumătate sunt moldovean. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, era din Satu Mare, iar străbunica lui a fost contesa Elisabeta I Austro-Ungariei. Iar mama era din Fălticeni, Dumnezeu să odihnească și pe ea, și se trăgea din cam ultima generație a familiei Sturzeștilor. Iar eu am trăit în Bucovina vreo 50 de ani, unde cu o echipă foarte frumoasă am promovat turismul, cultura, tradiția, datele și obiceiurile în Bucovina. Am făcut pe un proiect european transfrontalier și o televiziune pe internet. Vreau să fac, cu ajutorul lui Dumnezeu și a oficialităților județului și a municipiului, o televiziune pe internet, pentru că asta este viitorul. Eu am spus că la 50... Aici în Huș. Da, aici în Huș, care va cuprinde tot județul, toate comunele limitrofe. Și obiectivele acesteia care vor fi? Cultură, turism, tradiții, datini, obiceiuri. Eu am fost în vara asta aproape toată vara am fost la București, la Academia Română, la Institutul de Economie Socială, la niște seminarii care au fost foarte, foarte importante pentru noi. Ați fost? Cu ce scop? Ce ați făcut acolo? Am promovat și am discutat, au fost cele mai mari ONG-uri din România. Țin să menționez că eu sunt vicepreședinte la Asociația Etnoculturală Hadi Candraș din Bucovina și la singurul ONG din România care este Asociația Căutătorilor de Tezaure, aprobat de Guvernul României. Ce vă aduce pe aici, pe la Huș? Știți? Ce v-a adus aici la Huș? Dragostea. Dragostea, iubirea. Dragostea și iubirea față de soția mea, față de familia mea. Îi mulțumesc în primul rând ei, pentru că m-a susținut din prima clipă în toată activitatea pe care o desfășor. Lucrez în proiecte europene, tot pe domeniul culturii, a turismului. Nu îmi cer scuze pentru lipsa de modestie. Am fost primul român maghiar. Eu, în inima mea și în sufletul meu, este țara mea, o iubesc, este România mea. Am făcut primele trasee turistice, cele mai complexe, tot pe un proiect european în Bucovina. Am făcut primul ghid al minorităților naționale în premieră națională în Bucovina. Fiindcă ați amintit de țara mea, cum e România dumneavoastră, domnule Ștefan Ciucat? România mea este superbă, este atât de frumoasă. Eu am cutreierat România asta prin târguri și expoziții și nu numai, când eram în servici, făceam delegații în toată țara. Avem, pot să spun cu mâna pe inimă, cea mai frumoasă țară din lume. N-am spus-o eu, mi-au spus inclusiv turiștii străini. Avem o țară atât de frumoasă. Eu am avut o discuție la Academia Română cu cercetătorii, făcând o comparație între Bucovina și Vasluiu. I-am spus, nu există nicio diferență din punct de vedere al culturii, al tradiției și mai ales al turismului. Și deși au spus, cum domnule, dar e Putna, Sucevița, zic, știu, le cunosc ca pe tatăl nostru, zic, dar județul nostru are ceva în plus față de Bucovina. Inclusiv bisericile și mănăstirile lui Ștefan cel Mare, avem cele 5 situri dacice care nu sunt promovate. S-a descoperit dinozaurul ăla, asta știu, la Ibănești, lângă Bârlad. Eu am spus că cu ajutorul lui Dumnezeu, cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu primarul de acolo, am înțeles de că acolo de unde? Din Ibănești, am înțeles că Ibăneștiu este pur și simplu la pământ economic și așa mai departe. Vom face o vizită în următoarea perioadă și la Ibănești, Vaslui, să rămânem aici apropiați de lemnul acesta. Da. Frumos ascultat. Văd că îl mângâiați. Îl mângâi, da? Frumos ascultat de dumneavoastră. Când a început povestea lemnului în sufletul dumneavoastră? De mic copil. Din clasa 7-a, după ce terminam orele. Să spunem, de unde sunteți originar? Din Baia Mare. Sunt născut în Baia Mare. Am locuit o perioadă în Satu Mare și datorită serviciului pe care l-au avut părinții mei și în special taică-meu, ne-am mutat, a avut de ales între Ministerul Finanțelor, că a fost inspector CFI, sau Suceava. Și atunci, cu amabilitate și cu respect față de mama și față de familie, au spus, domnule, ne mutăm în Moldova. Și așa am trăit 50 de ani în actuala Bucovina. Dialogăm cu Ștefan Ciucat. Azi locuiește în Huș, ieri s-a născut în Baia Mare, pasionat de tot ce e specific neamului românesc. A studiat, a învățat cu atenție și pricepere din tainele lemnului și nu numai.
Spuneți că de mic copil sunteți apropiat de lemn. După ce terminam cursurile de la Școala Generală numărul 3 din Suceava, era magazin universal Bucovina, la parter era mai bine de un sfert de magazin artizanat. Ceea ce o să ajungem și la discuția asta, mergeam și studiam începând de la ouăle încondeate, costumele populare, mobilierul rustic și tot ce exista obiecte de artizanat în acel sector. Am început să lucrez căsuțe miniatură, deci artizanat din stuf. Era o migală foarte, foarte mare. După aia m-am oprit o perioadă că normal trebuia să-mi termin și cursurile. Am reînceput, după aia am început să fac din material din in bluze și fuste. Deci îmi plăcea tot ce înseamnă artă și le băgam în coloranți, le ferbeam, făceam diferite modele pe ele care erau foarte, toată lumea era impresionată în Suceava ce fac. Și lemnul? Apropierea de lemn? Lemnul l-am început înainte de a termina liceul, după aia am plecat în armată. Am făcut armata la clubul sportiv al armatei Steaua, am fost și sportiv de performanță. Ce sport? Lupte libere. Da? Revenim, lemnul, apropierea și de lemn. Și lemnul, după aia am început cursuri, școli, am lăsat o perioadă absolut tot ce există, cultură, artizanat și din 93 am reapucat Dalta în mână și am spus, ăsta este harul pe care mi l-a dat Dumnezeu și cu asta mă duc până în bătrâneții. Ce lemn vă e cel mai apropiat? Absolut, ce lucrați? Absolut iubesc fiecare lemn. Toți colegii mi-au spus că Ștefan, ești nebun. Cum spunea Einstein, artiștii sunt nebuni frumoși. S-a considerat că sunt singurul care sculptează în brad, care fibra este foarte, foarte frumoasă, dar foarte păcătoasă când bagi Dalta în ea. Lucrez orice esență, de la brad, fag, paltin, stejar, nuc, tei, absolut orice lemn. Să spunem, ce obiecte ies din mâinile dumneavoastră dibace? Obiecte rustice. Rustic înseamnă obiecte primitive. Toată tehnica mea o fac exact cum se făcea cu 3-400 de ani. Patina, la fel, băițuirea sau îi dai vechimea la lemnul respectiv. În toate târgurile și expozițiile din țară unde am fost, veneau directorii de la Centru de Cultură sau profesori, reprezentanți, turiștii și mă întrebau ce că sunteți de la muzeu cu aceste lucrări. Zic că da, muzeul sunt aceste două mâini. Au încercat și alții să lucreze tehnica care o fac eu. Nu au reușit. Așadar, obiecte vechi, rustice, din orice esență. Să ne spuneți. Scăunele de la bunica de la țară, măsuțe, bridare, lăs de zestre, laițe, cufere, suporturi de candelă. Și am început de vreo câțiva ani să și lucrez icoane. Nu știu, nu vreau să se iei nume de rău, dar eu am o credință foarte mare și de multe ori parcă Sfânta Fecioară Maria îmi șoptește. Le lucrez foarte ușor. Și am spus, domnule, prima dată pe planetă n-a apărut pictura religioasă. Au fost sculpturile sau, cum se spunea atunci, cioplitul. Ei, am aflat tot de la Radio România Iași, care o ascult cu dragă inimă. Eu am o discuție cu soția, am spus, punem două radio. Da? Radio-ul nostru. Absolut. Da? Eu să ascult Iașul și soția ascultă Radio România Actualități. București. Da, București. Și am auzit că pe Valea Prahovei s-ar fi găsit trei icoane încrustate sau cioplite, sculptate în lemn. Exact ceea ce foarte am vechi. Și eu, foarte vechi, de peste 600 de ani. Radio Iași, mereu alături de tine. Ascultați emisiunea Tradiții. Frecvențele noastre sunt AM 1053 kHz și FM 90 cu 8
și 96 cu 3 MHz. Ascultăm în cele ce urmează melodia populară Balada lui Corbea, melodie interpretată de către rapsodul popular Tasia Ailenei din Perieni Vaslui. Melodia populară este de pe albumul Rapsozii vechi cântece și melodii de joc ale românilor, Moldova, album editat de Centrul Creației Populare Iași, Balada lui Corbea. Frunze verde de macreș, de cânșă de corbea închis, barba e son cărunțită, măie, măi. Mustața e s-o lungit, fața e s-o ofilită, măi. Iar mama corbii din țara Moldovii, dimineață sus cu la piste câmpuri alerga ca să afli de corbea, măi. De ușa temniții da și de corbea ca flașe din gură și-a strigă, măie, măi. Corbule, hai, ducule, spune-mi maică ca să știu de ești mort sau de ești viu, măi. Maică, măiculița mea, nu sunt mort, dar nici nu-s viu, de-abia sufleță lumțiu. Eu aici când am intrat, erau șărcațele și broaștica nu ucili, măi. Acu șărca grinzele, broaștile ca troacele, și-o drăcoică de șerpoică, măie, măi. Are măiculiță pui în fundul chimeriului, măiculiță când mă strânge, inimioara mi se frânge. Du-te, măiculița mea, de ușa comorii da și e bani cu chivăra, du-te la măria sa, vezi mai că nu mi-i scăpa, măi. Redescoperim împreună tradițiile și farmecul culturii populare, aici la Radio Iași. Huși Vaslui, în dialog cu Ștefan Ciucat, cioplește lemnul. Cioplește, încrustează în lemn anumite simboluri. O adevărată sincronie între simbolurile de pe costumele populare, de pe ouăle încondeiate, cât și de pe obiectele din lemn realizate de meșterii populari. În Bucovina, știm cu toții, putem vedea motivele populare pe casele bucovinenilor. Mă gândesc aici la casele din Cârlibaba, Ciocănești, iar apoi aceleași simboluri le găsim pe ouăle încondeiate, pe costumele populare. Mai mult, mă gândesc acum la porțile frumos sculptate din Stulpicani, de exemplu, tot Suceava. Și, de asemenea, vedem aceste simboluri, pe aceste porți din Stulpicani, Suceava, aceste simboluri atât de frumos încrustate. Tehnica pe care o aplic eu, îmbălsămarea, patina, eu am dus verișorul meu de pe mama din Suceava, era restaurator la muzeul din Bucovina și am făcut niște șantioane, le-am tratat, le-am pregătit, eu le spuneam turiștilor 200 de ani de la mine, rezistă restul de la bunul Dumnezeu. Am înțeles, am putut constata că pe lucrările dumneavoastră ciupliți și anumite simboluri, anumite simboluri cu greutate, care sunt identitatea zonei, identitatea Sucevei, identitatea Botoșaniului, Vasluiului, Moldovei. Da, începând de la ouăle încondeate, care sunt peste 500 de simboluri de pe costumele populare, țăranul român. Eu aveam o vorbă și până la urmă s-a adeverit acest lucru când se făceau șezători și țața Ileana, tanti Ileana, țața Ileana cu Maria, cu Floarea stăteau și țeseau, torceau luna, eu am o vorbă, Badea Gheorghi stătea la gura sobii și lucra simbolurile din curte, zoomorfe, florale, geometrice. Prima dată au fost cele mai simple simboluri, simboluri geometrice. După aia a început să se avanseze Badea Gheorghi, tot se uita, mai vedea o floare, mai vedea, de exemplu aici pe măsuța noastră am simbolurile floarea în patru petale sau soarele, să-i mai spune. Iar aici este rombul, care inclusiv marele maestru
pentru marele artist al lumii, pot să spun, nu al României, maestru Brâncuș, făcând Coloana Infinitului. Și eu aplic aceste tehnici, aceste simboluri, le cunosc aproape pe toate. E o viață de când lucrez în acest domeniu, în domeniul artei tradiționale, în sculptură, în lemn. Știu să încondez zouă, nu sunt profesor nici doctor, dar am învățat în secret acasă, luam de la colegiile mele câte ochii și ți zic, dă-și mie să pun acolo în muzeu ca să rămâne pentru eternitate, dar și le foloseam. Bine, floarea, soarele, ați spus dumneavoastră, da, că reprezintă aici este rombul. Coloana, rombul este Coloana Infinitului, aici, maestrului Brâncuș, da, și aici am aplicat Coloana Infinitului, cele două romburi, ca o Sfânta Cruce. Deci se poate folosi, o să vedeți pe lucrări, rombul se folosește foarte, foarte des în sculptură. Și ce alte motive? Steaua, am putut constata. Da, steaua magilor, care este în șase colțuri. Rozeta, Rozeta, vedea când am intrat, da, aici. Rozeta, cocoșul, găina, șarpele, care se spunea că este aducătorul de bogății în familie. Țăranul ce vedea, sau mergea în pădurii să taie lemne, vedea un cuc, vedea un urs, vedea un lup. Deci toate aceste simboluri sunt luate practic din natură, din curtea țăranului de acasă. Huș Vaslui, interlocutorul nostru, este apropiat și de credința neamului. Apoi, din Huș, transmite tuturor un salut, un gând. Iubiți tradițiile neamului, unici în lume prin meșteșugurile neamului românesc. Am văzut aici în gospodăria dumneavoastră și multe cruci din lemn. Sfânta Cruce pentru dumneavoastră. Pentru mine Sfânta Cruce înseamnă totul sau nimic. Dumnezeu mi-a dat harul acesta, vreau să-l duc mai departe în numele Tatălui Ceresc. Sfânta Cruce, spunea mama, copilul întotdeauna să port Sfânta Cruce la gât. Sfânta Cruce al Domnului nostru Iisus Hristos te apără de rău și de vrăjmași. Și pentru asta iubesc Sfânta Cruce, o simbolizez cu toată dragostea când lucrez Sfânta Cruce și merg mai departe. Să transmitem de aici, din Huș, tuturor iubitorilor de cultură tradițională un salut, un gând și să fie apropiați, aplecați asupra acestor valori care, până la urmă, ne identifică. Aceștia suntem. Ce să le urez? Multă sănătate. Am remarcat un lucru foarte important. Din punctul meu de vedere, România a început să se tragă la tradiție. Vin în târguri și își cumpără un obiect cât de mic, simbolic, și îl pun undeva în casă și au spus, domnule, suntem români. Îi invit și îi rog din tot sufletul meu să încerce pe cât posibil să transmită și copiilor noștri această cultură și tradiție, care, cum spuneau turiștii străini, suntem unici în lume păstrători ai culturii și al tradiției noastre. Multe simboluri sunt chiar și din perioada dacilor. Ascultați emisiunea Tradiții, Radio Iași AM 1053 kHz și FM 90.8 și 96.3 MHz. Ascultăm încă o melodie populară din zona Vasluiului, La un fag cu frunza deasă, melodie populară interpretată de către rapsodul Vasile Mangu, de asemenea din Perieni Vaslui, de unde este și Tasia Ailenei, La un fag cu frunza deasă. La un fag cu frunza deasă, toți ai duce stau la masă. Cu capitanul întreiești și învață teorii,
Tiorii hai ducească cum să spargă la o casă, la o curte boierească, bă. Cei cu soarele asfințai la vale să lăsa pe boier mi lângă ba. Trei gheoși în spate că-i da două pep de îndrepta, mă. Iar cu cunița din pat cu glas mare o străga, mă, Iancule, vină încoace, lasă-l pe boier în pace, pune mâna sus altea, că este o sălbița mea, mă. Și-apoi și mai du-te după ușă, că mai este o călăbușă. Călăbușa cât vă dra plină cu aur era, i-am cu punga că-și umplea și la crâșmân se ducea. Ce mai crâșmare, crâșmărane, scoal de făla, hai duci mâncare, ca făcut i-am cu părale, ca făcut i-am cu părale, să dea și la cei din are, să dea și la cei din are, mă. 1053 kHz, unde medii, 90,8 și 96,3 FM, www.radioiași.ro, Botoșani, Bacău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, Chișinău și Cernăuți. Radio Iași este vocea Moldovei. Ascultați emisiunea Tradiții. Sunteți pe frecvențele Radio Iași AM 1053 kHz și FM 90,8 și 96,3 MHz. La microfon Dumitru Șerban, acasă la creatorul popular Ștefan Ciucat din Huși Vaslui, în dialog cu cea care este alături, Dorina Ciucat. Să audiem și o altă voce, voce care confirmă cele susținute adineauri. Stimați prieteni, cum este și normal, dacă am intrat în gospodăria domnului Ciucat, domnului Ștefan Ciucat, de aici, din Târgul Hușilor, stăm de vorbă și cu doamna domniei sale, este vorba despre... Dorina Ciucat. Să fiți sănătoasă. Mulțumesc frumos, asemenea. Mulțumesc. Mândră că aveți un artist popular, da, un meșter popular aici în casă. Da, mândră. Bine, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă. Fără el nu putem exista, în primul rând. Al doilea rând, pe mine m-a impresionat gingășia a sufletului de artist. Asta am căutat, să găsesc un om sensibil, un om care să-i placă frumosul, pentru că unui om care îi place frumosul deja este un om bun, bun la suflet. Cum l-au văzut local? Cu siguranță l-ați ajutat la târgurile dedicate meșterilor populari din zona Moldovei, de aici, din Huși, Vaslui. Ați fost probabil și în alte localități. Lucrez aici în Huși, l-am ajutat. Eu sunt hușeancă, sunt cunoscută, lucrez într-un domeniu public. Am destui prieteni, l-au cunoscut, au plăcut foarte mult arta și ceea ce face. Noi suntem îndrăgostiți de tradiția noastră. Nu vrem să ne pierdem identitatea. Sunt pe aceeași undă cu soțul meu. Avem un cer de prieteni, iar cu ocazia asta, el organizând, am fost alături de ei, de el l-am susținut și eu și prietenii noștri și sperăm să ne putem puțin afirma, adică să putem aduce mai multă lume în jurul nostru. Și vine această lume? Vin oamenii alături de dumneavoastră? Da, de ce să spun că nu? Vin, bine, este greu, dar sunt oameni care nu și-au uitat locul de unde au plecat și oamenii ăștia cu drag vin, pentru că este identitatea noastră și tradiția noastră. Noi suntem români. Dumneavoastră sunteți de aici, din Huși, de-a locului sau... Sunt născut în Botoșan, dar de mic crescut în Huși. Da, pot să spun Botoșan, că sunt Botoșan. Unde? Botoșan. Nu. Oraș. În da? Oraș, în oraș. Da, da, da. Practic e o plămădeală a mai multor zone aici în casa dumneavoastră. Da, asta e adevărat. Dacă ar fi să mă gândesc așa, practic în arborul genealogic al familiei mele apar pe undeva și greci, deci totuși mă consider, am trăit în stilul ăsta, așa am fost educată de român, nu naționalist, dar român și mândră că sunt român.
un gând bun tuturor care iubesc tradiția, care iubesc cultura, a oamenilor sensibili, a oamenilor care nu uită de unde a plecat, nu uită religia, nu uită absolut nimic, 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 nimic. Nici nu trebuie să uităm, că altfel am fi pierduți. Am fi pierduți într-un secol al vitezii. Spor la treabă. Mulțumesc frumos și vă mai așteptăm. Trăia odată într-o pădure un moș bătrân cu baba lui. Trăiau săraci ca vai de lume în adâncimea codrului. Dar timpul se îndură de babă și un pui de cerb îi dărui. Un pui de cerb cu stea în frunte, goni din codri și răni. L-a sărutat pe frunte moșul sfioase baba l-a spălat, l-au îngrijit cu mare milă și cerbul mi l-au vindecat. Dar într-o zi trecu pe-acolo feciorul unui împărat cu-ntreaga corte și cu arme și cu o gari la vâna. Dă-mi cerbul tău, bătrâne. Nu pot. Chiar de mi-ați dat comorile împărătești, sunt prea bătrân să le primesc. Dar dacă cerbul vrea să vină, atunci eu îl dăruiesc. Dar cerbul se uită la dânsii și întreaga viață și-o văzut. Și clătinând încet din coarne, frumos și mândru, zice, nu, nu vreau să vin la curtea voastră. Atunci cerbul a vorbit, tu mă dorești ca pe-o podoabă. Ei sufletul mi l-au dorit, tu m-ai rănit la vânătoare, ei ranele mi le-au legat în măreții curții tale. Eu m-aș simți în cătușa, mai trebuie să ai un suflet tăcut și blând și iubitor. De vrei să fii iubit de oameni și de podoaba codrilor. De vrei să fii iubit de oameni și de podoaba